specie de documentar, trebuie să fac o mărturisire. Interesantică ideea în sine. Ce faci, Jimmy? Muștăți. Cineva a confiscat păturica. Cineva a confiscat păturica. Da, cineva a confiscat păturica și este foarte mândră de acest aspect. Ia să te învelească, mami, ca să fii tu stăpână pe păturica asta în întregime, așa. Uite asta, uite asta. Of, așa, și blocăm lumina, că nu ne pace să ne vină lumina în ochi când dormim și suntem fericite. O, Doamne, Doamne, bărbiță mea. Ce s-a întâmplat? Jimmy a strănutat? Aoleu, câtă veselie. Aoleu, hai le, mami. Hai și tu. Aoleu, ce năsucuri împuțite aveți. Am unde-ți băgat năsucurile alea de-s așa împuțite? Vulpi, tu ce faci? Happy? Ce faci, mami? Nu știu de ce tot timpul le încurc numele. Lui Happy zic Vulpi și lui Vulpi zic Happy. Nu știu de ce. Cred că trebuiau să aibă numele puse invers. Da. Ce ai de plângi? De ce te vaiți? Te dor picioarele? Știu, dar te rog, nu urechile mele. Încă o zi magică de decembrie în care bate puțin vântul și îmi pare rău dacă îl auziți. Dar am ieșit un pic afară, chiar dacă bate vântul, să mă bucur de soarele ăsta, pentru că este un eveniment. Știți că vă mă plângeam zilele trecute, mai săptămâna trecută mă plângeam că n-am văzut soarele de 3 săptămâni, așa că am zis astăzi să profit de el, dacă tot e aici, și să ne bucurăm de el. Mi-am făcut aici o ciocolată caldă, o cociolată caldă. Așa, fierbinte. Mă gândeam inițial să o pun în termos ca să stea mai mult timp caldă, dar după aia mi-am zis că termosul nu mă încălzește la mâini și mi-e rece. Aș fi vrut să mă duc să fac o plimbare cu Happy, știți, plimbările noastre pe câmp, doar că ieri a plouat atât de mult, deci a plouat înfiorător de mult. Granted, pământul avea nevoie de așa ceva, dar este atât de ud pământul că nu pot să calci pe el. Mă folesc toată și nu am chef și așa că rămân aici la soare cu mustăcioșii mei. Eu mă bucur puțin de soare și îmi beau ciocolată caldă aici. E bine și aici, nu neapărat pe câmp. Da. Este târziu, este undeva la ora 2 și am zis că până nu se duce soarele la sfințică, acum, într-o jumătate de oră imediat, nu se duce spre apus, să ieși și eu puțin să mă bucur de soare și să îmi mai încarc bateriile, să mai fac fotosinteza, cum ziceam, zilele trecute, ca să-mi fie și mie bine. Că la mama, apropo de asta, la mama Anins, am vorbit de dimineață la mama Anins, la Cluj, nu știu dacă Anins sau Ninja, când am vorbit eu, dar în orice caz, da, sunt o fericită că e soare și că e așa de frumos. Este rece, dar e bine. Adică tot este suportabil. Dacă n-ar fi vântul ăsta, ar fi chiar foarte cald. Adică vântul strică toată povestea, ca întotdeauna vântul strică poveștile. Da. Și după cum ați văzut, Zdranța este foarte fericit că e soare. Ăia negri sunt în casă. Nu știu de ce, dar n-au vrut să iasă astăzi. Cred că de la vânt. Nu le place, nici lor nu le place vântul. Și cred că de-aia stau în casă și n-au vrut să iasă. Că de regulă erau tare entuziasmați de soare. Da, și sunt așa într-o frenezie totală pentru că am deschis geamurile. Am lăsat să intre aer. Bine, eu aerisesc în fiecare zi, dar este una să lași, nu știu, să se aerisească 10-15 minute și după aia să închizi repede că mor de fric sau că plouă și e urât afară. Și este altceva să lași deschise geamurile, să circule aerul așa în voie, jumătate de zi, pentru că afară este frumos. Și asta am făcut eu acum și sunt foarte, foarte fericită și da, e vorba de schimbare climatică, că nu știu, nu mi-aduc aminte când în decembrie, pe vremea asta, am putut eu să închid căldura și să las să se aerisească așa. Nu mi-aduc aminte niciodată. E clar că se întâmplă niște probleme cu schimbarea climatică, dar în egală măsură eu mă bucur. Deci în egală măsură. Mi se pare că mi se vede respirația aia. Nu. A fost un... Așa, o fracțiune de secundă. Dar vine un vânt rece. Vântul este periculos. În rest, e bine. Da.
altceva nou sub soare, nimic, decât că am ieșit la soare și că avem cafeluță. Ce facem astăzi pentru vlog, încă nu știu. Habar n-am încă. Încă nu m-am decis și este deja după masă aproape, dar o mai avem timp să ne decim. Uite, vedeți că e cald. E caldă asta și că e frig, că se vede aburul de la ciocolată. Trebuie să vă zic și de ciocolata asta. De fapt, e cappuccino din ăla la plic. Cappuccino, ciocolată caldă, pentru mine sunt cam la fel. Denumirea diferă. Trebuie să vă zic că este unul nou pe care l-am descoperit și mi se pare senzațional că pare să nu aibă atât de mult zahăr, că nu este dulce. Și în cazul în care nu vreți să mai puneți ceva dulce, asta cred că s-ar potrivi pentru cineva ca mine care nu vrea neapărat ceva foarte dulce. Știți că eu nu vreau neapărat ca ciocolata caldă să fie foarte dulce sau așa. Dar e bună și face multă spumă. Deci e yummy. Ca un vlogger profesionist adevărat ce sunt, mi-am făcut un trepied, un turnuleț, un suport de cameră, ăsta era cuvântul, suport de cameră foarte instabil. Deci dacă mă mișc masa, s-a terminat. Vă duceți peste calorifer, s-a terminat cu vlogul meu, s-a terminat cu camera mea, s-a dus. Hello, este seară, este târziu, foarte târziu chiar. Și vroiam să vorbesc pentru că mi-am dat seama că acum mă uitam la un specie de documentar, dar o să trebuie să abordăm și subiectul ăsta cu documentarele cât de curând, că am o mare nemulțumire, dar nu acum, că nu am nervi de asta, dar trebuie să vorbim ceva foarte serios, pentru că mă gândeam în seara asta că eu am o mare problemă și am discutat și cu fetele de la Book Club. Și nu găsesc o soluție pentru problema mea. Și problema este că efectiv nu am la ce să mă uit. Nu mai am seriale ca lumea la care să mă uit și eu. Și nu vreau filme, că filme aș mai găsi pe aici, pe acolo, nu știu ce. Vreau seriale. Știți? Vreau să mă uit la seriale, adică să fie ceva ce ține mai mult. Ok, am început eu manifestul și am văzut primul sezon, ar trebui să-l continui, cer drept că a fost un serial bun. Ar trebui să continui manifestul, dar țin acolo de backup pentru după Crăciun. Nu mă uit, că mai ales că am înțeles că au apărut și celelalte sezoane, vreo 3 sau 4 sezoane au mai apărut și este complexă acțiune. Dar din serialele noi, pentru că mă gândeam să mă apuc de un serial nou și vreau un serial nou pentru că vreau să fie ceva pe care îl iau de la zero, știți? Nu vreau un serial care este apărut deja de 5-6 ani și nu am mult de recuperat și nu e nimic nou, știți? Vreau ceva nou ca să încep de la zero. Așa că băgați sugestii, mamă, că e nevoie. Deci, efectiv, dar înainte de asta, înainte de a băga sugestii, stați așa să vă zic. Deci, acum, recent, preci zilele astea, m-am apucat așa, să mă uit la serialul cu Lord of the Rings. Nu știu dacă știți, dar a apărut un serial Lord of the Rings. Având în vedere experiența cu filmele, zic, ma, nu trebuie să fie genial. N-am putut să termin primul episod pentru că m-a plictisit atât de tare. Mi s-a părut scârbos, mi s-a părut grețos. Nu știu, mi s-a părut grețos de plictisitor și grețos de enervant. Pentru că nu m-a prins acțiunea cu nebuna care vrea să vâneze regele orcilor, că nu ea trebuie, ea știe că există, dar toată lumea mai spune, bă, hai acasă să ne bucurăm de viață, ea nu, că noi trebuie să mergem să vânăm regele orcilor, știi, nu ne atacă, nu avem nicio problemă, așa, dar hai să ne căutăm cu lumânarea, pe principiul ăsta. Și m-a plictisit, deci n-am putut să trec de primul episod. Dacă l-ați văzut și evoluează pe parcurs, spuneți. Apoi, am încercat să mă uit la Sandman. La fel. Am uitat la primul episod, am înțeles eu despre ce e vorba acolo.
Și asta. M-a plictisit. Am încercat să mă uit la încă unul care să numește de Mothman sau ceva de genul ăsta, cu unul care, săracul el, este ceva îngrijitor pe la un muzeu și să fie posedat de un faraon egiptean sau ceva de genul ăsta. Asta am înțeles eu până în primul episod. Părea că are potențial, dar și ăla nu prea mai așa. M-am mai uitat la câteva. La aia cu dragonii nu mă uit. La House of Dragons nu mă uit, pentru că n-am chef de încă o dezamăgire maximă cum a fost cu Game of Thrones. Deci nou, este exclus din start. No way, nu vreau. Dar o să-mi ziceți de Wednesday, l-am văzut. La insistențele lui Pebbles, care avea nevoie de cineva ca să, cu care să comenteze, l-am văzut. Dar înainte să vă spun despre Wednesday, trebuie să fac o mărturisire. Și vreau să luați în calcul că sunt conștientă de păcatul pe care l-am comis și de crima pe care am comis-o, dar vă rog frumos, nu dați cu pietre, da? Sau, mă rog, dacă dați, dați mai încet, așa. Confesiunea mea este că eu n-am văzut niciodată nimic, în afară de clipulețe spontane pe YouTube sau pe internet, n-am văzut nimic care să aibă legătură cu familia Adams. Mie mi-a luat ani buni să mă prind ce, Doamne iartă-mă, cu Morticia. Cine-i Morticia și care-i treaba cu familia Adams? Deci, eu n-am văzut. Acum știu despre ce e vorba așa mare, dar n-am văzut nimic. Nu desene, nu filme, nu serial, nu nimic. Deci n-am văzut nimic, da? Nu mă omorâți, nu dați cu piet. N-a fost în sfera mea de interes sau, mă rog, nu m-am întâlnit eu cu asta și nu... N-aveam pe nimeni prin jurul meu care să se uite și de-abia târziu am aflat de ei. Așa, ne-ar m-am uitat la Wednesday. Pe Bels avea așteptări foarte mari de la serial, în sensul că ea vroia să fie un serial inteligent. Whatever that means, în mintea ei, că oricum ce zice ea că e un serial inteligent, nu e, dar trecem peste. Așa, și a fost foarte dezamăgită de Wednesday. Eu, în schimb, l-am văzut ca pe un serial din ăsta, așa, adolescentin, funny. A fost destul de funny, a fost destul de ok. Un pic de Nancy Drew acolo, amestecat, un pic de, da, familia Adams foarte, da, a fost ok. Nu a fost genial, nu a fost un serial de, nu cred că își merită tot hype-ul ăla, mamă, nu știu ce. Este minunat că este un serial care și nouă ne face reclamă, adică ne face o reclamă absolut incredibilă și pozitivă și mă bucur de asta și chiar după ce am văzut serialul am văzut niște comentarii cu privire la faptul că actorii chiar și-au petrecut din 2021, și-au petrecut Crăciunul în România și au fost foarte ok și s-au simțit bine în România și că chiar zicea și Catherine Zeta-Jones că se plimba prin București, prin centru vechi și nu a saltat nimeni, știți? Și era lumea relaxată și i-a plăcut foarte tare chestia asta. Apropo de Catherine Zeta-Jones, Doamne, deci femeia este divină. Mai mult pentru ea m-am uitat, pentru că mie îmi place foarte tare de ea. Deci femeia este fabuloasă. Deci în continuare femeia este absolut divină. Deci o ador. Și paranteză, să știți că părul ăla de-l vedeți voi, așa, el ei, da, este el ei, n-a avut nevoie de perucă sau extensii, da, deci, faină, tare, și ca filmul ok-ish, nu pot să zic că m-a dat pe spate, dar a fost ok-ish, a fost un film din relaxant, așa, repet. Nu știu ce, de unde e așteptările lui Pebbles de a fi un film inteligent. Vai, Doamne, că mai nou nu ne putem uita la filme dacă sunt inteligente. Și dacă la documentare ne uităm, de aia am o mare problemă cu documentarele, știți? Așa, deci asta e confesiunea mea, asta e părerea mea despre Wednesday. Puteți să-mi spuneți și voi de părerea despre Wednesday. În rest, n-am găsit niciun serial care să mă... Bă, nimic! Băi, dar nimic nu s-a legat. Deci toate mă plictisesc. Toate mi se par că sunt ori înfiorător de... stați că mai e și ăla. Da, încă unul care m-a plictisit absolut înfiorător și foarte popular este ăla, 1899. Croaznic. Deci mie mi s-a părut atât de o chestie din asta, atât de
Am văzut primele două episoade sau primele două episoade și jumătate, ceva de genul ăsta, și nu, n-am mai putut cu el, adică, iar groaznic, nu știu, m-a plictisit, adică, și tentativa asta de a vârâ pe gât politically correctness-ul ăsta, ferească, Dumnezeu, nu mai poate, aoleo, nu mai pot cu atâta politically correctness în 1800, la începutul secolului 20, lasă-mă că nu este de-a treaba așa, oricât ai încercat tu să o dai, să o rotești, să schimbi istoria, nu e adevărat. Începutul secolului 20 nu erau oamenii atât de deschiși la minte. Deci nu, aoleo, deci înțeleg ideea că trebuie să fim politically correct în creațiile moderne, în filme, în seriale și așa mai departe. Dar hai să nu schimbăm istoria, da? Hai să nu schimbăm lucrurile, că nu au stat așa, da? Hai să nu le oferim generațiilor noi percepția că, Doamne, ce bine a fost dintotdeauna așa cum ai rău. Știți că acum s-a trezit ăștia să fie răi și homofobi și antisemiți și așa mai departe, da? Deci hai să nu schimbăm istoria și lucrurile, că nu e așa. Deci mor cu chestia asta și nu, m-a plictisit serialul, mi s-a părut înfiorător de plictisitor și da, este o idee bună și apreciabilă și de susținut chestia asta cu a avea mai multe limbi străine într-un film, sau mai multe limbi, nu mai multe limbi străine, mai multe limbi într-un film, este firesc, este normal, pentru că până la urmă nu există o singură limbă, și anume engleza, pe pământul ăsta. Este foarte ok și asta mi s-a părut interesant și mi s-a părut o abordare interesantă, dar în același mi s-a părut atât de plictisitor. Nu știu, mi s-a părut așa de plictisitor, mi s-a părut... n-am putut. Spuneți-mi dacă voi l-ați terminat și dar... Da, de principiu cam asta, pe seara asta căutam și eu. Acum mă uitam la un... am deschis un documentar, un așa zis documentar, care se numește, stație pe Netflix. Este un documentar în 3 episoade, sau cel puțin atât au apărut acum. Dacă aș găsi pagina de Netflix de la distanță asta, ar fi minunat. Așa, se numește The Puppet Master. Este despre un... cretin, că nu pot să-i spui altfel. The Puppet Master? Da, The Puppet Master. Este despre un cretin care manipulează oamenii. Era, a fost în Anglia pe în anii 90-2000. Manipula femei, și nu numai femei, dar și oamenii, așa, avea niște chestii din astea foarte ciudate, adică tot timpul se dădea ca fiind agent secret și trebuiau, aia cu care se împrietena el, trebuiau să plece din locul ăla, asta făcea în studenție, spre exemplu, trebuia să plece din locul ăla și să ducă în altă direcție și să plece și să, că fugeau de serviciile secrete, de My Five, după aia s-a combinat cu una și a dat-o pe aia peste cap, i-a făcut pe copii să nu mai suporte și să nu mai aibă legături cu copiii ei și tot felul de chestii din astea, adică niște probleme, da. Interesantică ideea în sine, dar nu pot să mă zic că mă tăpâie, că nu... nu ceva senzațional, parcă am mai văzut și am senzația că apar din ce în ce mai multe seriale din asta sau documentare din asta, parcă nu e al 5-lea sau al 6-lea de care am auzit, dar am dat întâmplător pe el pe Netflix și zic hai să mă uit și eu să văd despre ce e vorba, având în vedere că sunt atât de plictisită. Așa, filme ar mai fi pe care le am pe listă, dar v-am zis, le mai țin și pentru după Crăciun. Când am senzația că atunci ai perioada moartă, că acum tot am treabă cu editatul cu astea. Dar după Crăciun o să am timp să și citesc, să mă uit și la seriale și la filme și de aia le țin pentru după Crăciun. Dar da... ajutați-mă și pe mine, că sunt într-o situație disperată, toată lumea vorbește de serialele astea populare, nimic nu-mi place și v-am zis, aș vrea, dacă se poate, ceva nou sau ceva care să aibă maxim un sezon, două, ca să simt așa că l-am luat de la început și merg cu el, știți? Da, nu știu, așa. În altă ordine de idei, mi-a făcut în seara asta, mi-a făcut o baie de aia cu spumă lungă, pentru că simțeam nevoie să mă... relaxez puțin și pe lângă asta am
mi-am pus o mască și sunt foarte fresh așa și mă simt foarte bine. Mă rog, sunt fresh, dar sunt puțin somnoroasă, că de-aia nu mi se leagă cuvintele, de-aia nu prea, parcă nu mi se leagă gândurile și frazele. Și mai vroiam să vă zic că sunt atât de... Nu știu dacă fericită e cuvântul spus corect sau emoționat sau nu știu, toate la un loc. E un amalgam de sentimente așa, pentru că mă uitam peste niște comentarii acum și văd că așteptați nicmăsul ăsta și văd că așteptați să postez și văd că vă place și comentați și sunteți aici lângă mine și vă mulțumesc din suflet. Nu știu cum să vă mulțumesc mai mult, să vă zic mai mult decât vă mulțumesc. Dar atât de mult mă bucură chestia asta, deci atât de tare îmi place și așa mă bucur că până pe la jumătatea lui noiembrie nu prea aveam de gând să fac vlogmas. Deci era clar că nu fac, nu știu, era mintea mea clar că nu o să fac, știți, antecedentele din anii trecuți, dar oricum mi s-a schimbat foarte mult starea de spirit, vă spun, în ultima parte a anului, deci... Până acum parcă ce mă strivea așa o greutate foarte, 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 foarte puternică și am avut și niște chestii care, mă rog, n-au mers în direcția bună, s-au întâmplat niște lucruri anul ăsta care m-au dat așa peste cap, dar acum pe final de an parcă s-a ridicat toată greutatea aia și am și eu o stare mai bună și mă simt mai bine și sunt foarte ok și... De-aia am zis până la urma urmei, hai să fac nicmăsul, hai să vedem ce iese. Oricum nu toate vlogurile, v-am anunțat din start că nu toate vlogurile mele sunt interesante și știți deja asta, dacă mă, oricum majoritatea, 90% din oamenii care se uită sunt oameni, din ceea ce îmi spune YouTube-ul, sunt oameni care se întorc pe canalul meu, da? Adică rata oamenilor care se întorc pe canalul meu, a urmăritorilor care se întorc este foarte mare, este mult mai mare decât rata oamenilor care vin pentru prima dată pe canalul meu. Ceea ce mă bucură, de ceea ce, știți, chiar dacă sunt eu acolo, iti biti mini mu, pe mine mă bucură, nu știu, mă face să mă simt bine, știți, că de fapt despre asta e vorba până la urma urmei, pentru mine nu e despre a fi celebru, nu e despre a fi face bani, nu e despre a face, nu știu, dar am gândit la orgoliu altcineva, ci e despre comunicare și despre a crea relații cu niște oameni care nu sunt aici fizic unul lângă altul și despre a fi creativ și așa mai departe. Și mă bucură atât de tare reacțiile voastre și îmi place atât de mult și vă mulțumesc din suflet. O să vă mai zic eu pe parcurs, dar vă mulțumesc din suflet pentru că... Încheiem, nu știu, așa cu bine până la urma urmei anul ăsta, care v-am zis n-a fost nici cel mai oribil, dar nici cel mai grozav. Încheiem cu bine anul ăsta și anul viitor o să fie minunat, garantat. Știu eu că o să fie minunat, sunt convinsă, proiectăm, știți, proiecție pozitivă pe viitor, așa. Sunt eu convinsă că o să fie un an the best. Am depășit o anumită perioadă și de acum încolo se așează lucrurile și o să meargă numai spre bine și o să fie numai bine, că până acum a fost numai, a fost rău și până de acum încolo o să fie numai bine. Cam așa am eu de gând să fie. No. Da, și vă mulțumesc că sunteți aici, că vă uitați și că vă place și breduțul meu. Da, că intenționat am încercat să îl bag și pe în cadru. No. Aici, așa, îl vedeți mai bine. Așa, pentru că este tare, tare, tare drăguț. Deci, nu știu, mi se pare că e cel mai simpatic. E el micuț, dar mi se pare că e cel mai simpatic. Mai bine să fie mai mic, Bradu, decât să fie prea mare și prea, nu știu, acum când mă uit în urmă la acum 3 ani, când a fost brădoiul la uriaș de mă ocupa jumate, cam, imaginați-vă că venea undeva mult, mult încoace. 3-4 ani, când a fost bradul ăla, uriaș, ăla, gigantic, așa, de mă băgam sub el ca să mai tai din frunze, să-l bag în colțul ăla, că era prea mare, că nu mai aveam loc în camera asta de el. Acum mi se pare că era, ce, Doamne, iar ce a fost în capul meu, ferească Dumnezeu, ce s-a, ce. Probabil și faptul că, nu știu, nu mai avusesem brad de mult timp, dar nu, că am mai avut. Nu știu de ce vorbești cu mine, ce ai? Vorbește laptopul cu mine, dar... Nu înțeleg de ce. Așa. Dar nu, că am mai avut acum recent în perioadă. Dar nu știu, a fost o fază, nu știu. S-a întâmplat ceva, un scurt circuit în creierul meu și am vrut un brad mare. Să fie mare, știți? Care era clar că nu se potrivește cu spațiul ăsta, dar mă rog, nu contează. Acum, ăsta mi se pare că e micuți, drăguți, drăgălași, așa, delicați.
El micuț, dar e perfect. Așa, se potrivește în spațiul ăsta, mi se... Puteai să fii tu o leacă mai înaltă. Hai să zici. Trecem peste. Asta ca să nu zic numai de fire. Da, asta e stilul în care m-a obișnuit mama să gândesc, știți? Adică nu poți să zici numai de mine, trebuie să zici și ceva de rău, că te înveți ți să urcă la cap. Da, trecem peste. Discutăm și despre asta altă dată. Da. No, vă las pe seara asta. Un vlog foarte neinteresant pentru voi. Știu, îmi pare rău, dar v-am zis, sunt și zile în care efectiv n-am ce să filmez pentru că fac alte chestii pe care nu pot să le pun pe cameră și nu vreau să le pun pe cameră și e mai bine să fie așa. Lăsați-o că e bine. E de bine, credeți-mă. Trust me, până aici e de bine. Da, vă pup, vă mulțumesc că v-ați uitat. Ne vedem mâine. Ciao!